Să facă cineva caca pe tine sau să faci tu caca pe cineva? De ce ai pune întrebări de astea? Okay. Bă, am uitat să zic, activați și voi clopoțelul ăsta, mă, că YouTube, mă, deci YouTube, mă, nu trimite notificări, nu știu ce are, mă, dar vorbesc cu ăștia, nu le mai dau salariu, că văd că nu fac bine treaba, serios, dă clopoțelul ăla, serios, cine? Salut, bă, șacalilor! Ce faceți, bă, oameni buni? E luni seară, mă rog, după calculele mele, e luni seară, știi? Nu acum luni seară, acum e dimineață, când îl pun, știi? Acum s-au trezit, bă, nu că un vecin, știi? S-a trezit tot cartierul, mă, să dea cu bor mașina și să bată cu ei. Sper numai să nu bată acum cât filmez. Da, mă, astăzi facem o chestie de aia cu ce alege între, numai că avem mai dirty edition, mai așa, mai pervy, mai de-astea, știi, așa, mai greu. Nigga, you gay! Chestia e că vreau să răspund la întrebările astea fără neapărat să dau o justificare și să răspungem imediat, ca să știi, ca să-mi pun subconștientul să acționeze imediat, știi? Hai să facem 100.000 de like-uri și nu uitați să dați un follow pe Insta, ca să am și eu 10.000 de followers, să pot să pun swipe up de la când îmi fac videoclipurile, ar fi super. Pentru cei care sunteți din Iași și vreți să ne întâlnim, o să fiu în Iași pe data de 20 octombrie, adică vineri, mă rog, nu știu la ce oră, o să mai zic în video, dar am zis acum că uit mereu, știi? Am aici 71 de întrebări și hai să răspundem. Am deschis bine și direct am început cu una de aia dură. Ai niște sfârcuri de dimensiunea unor degete sau să ai niște degete de dimensiunea unor sfârcuri? Aoleu, wow. Ar fi ciudat, mă, să ai ca toate astea gen să fie palma ta, știi, așa, niște ciubucuri aici așa, sau de aici să vezi cum îți curce, știi, așa, poac. Sfârcuri cu dimensiunea de degete. Să facă cineva caca pe tine sau să faci tu caca pe cineva? De ce ai pune întrebări de astea? Nu știu, presupun că aș alege a doua variantă, adică, da. Nu știu. După ai putea să spui că te-ai c***l de râs. Să mănânci ciocolată cu aromă de caca sau să mănânci caca cu aromă de ciocolată? Doamne, doamne, cred că a doua, adică e caca, dar măcar are gust de ciocolată, adică să mănânci ciocolată cu gust de... Gata, nu. Să te faci mai mov când ești jenat sau să transpiri după ce speli hainele mereu? Cred că aia cu jenatul, adică să transpiri așa să put mereu ce e sensare, așa mă fac mov, știi? Mai sunt oameni mov, roșcați, negri, asta e. Okay. Să-ți mănânci animalul de companie sau să-ți omori familia? Doamne, Ce debil mental poți să fii să... Păi dacă am un papagal atât, dacă am un cățeluș, ce fac? Dacă aș răspunde la prima aș fi canibal, iar dacă aș răspunde la a doua aș fi masochist de ala și prefer să zic pas. Nu, la asta nu răspund. Să dai un pârș de fiecare dată când râzi sau să râgâi de fiecare dată când plângi? Leu! Să dai seama câte pârșuri dădeam eu până acum, leu! Cred că să râgâi când plâng, știi? Să porți chiloții cuiva sau să te speli cu periuța lui de dinți? Doamne, nu știu cum merge asta. Să mă spăl cu periuța lui de dinți. Adică mă mai clătește, ăla, adică să... Hai, doamne. Să ai un minut de conversație cu tine din trecut sau cu tine din viitor? Presupun că cu mine din viitor. Cu mine din trecut, cred că știu ce am făcut. De fapt, am uitat. Asta e. Să te reîncarnezi într-un animal sau într-un om, din nou, gen, după ce mori? Băi, aș vrea să mă reîncarnez într-un animal. M-aș reîncarna într-o bufniță și când m-ar striga altă bufniță, știi, m-aș întoarce așa 180 de grade. Ce ai zis, bă? Poftim? Te așa, cu capul 180, știi? Am neunele de aici spre de tot, deci nu le citesc chiar pe... Mă înțelegi? Să fii mereu aspru sau să fii mereu lipicios? Doamne, ce e asta, mă? Aspru, lipicios? Bă, cred că mai degrabă aș fi aspru, frate, decât să-mi iau așa, nu știu, să-mi iau telefonul, vreau să-l las jos și să-mi rămâne așa în mână, să nu pot să-i fac nimic. Ai, doamne, deci asta e grea rău, deci să-ți petreci ziua purtând șosete ude sau să ai popcorn de la între din, știi, porcărie de aia? Doamne, nu cu... Deci popcornul ăla nu-l suport, știi, când îți rămâne o porcărie de la... La doamne, șosete ude, clar. De fapt, am zis că răspund direct, doamne. Prefer să lingi pe cineva la subțioară sau să fii lins la subțioară? Să fiu lins la subțioară, cred, da? Par n-am. Stai că iar s-a blocat telefonul. Nu am nici baterie la cameră, e super. Dacă s-ar debloca, te rog. Să fii mereu prieten cu cineva pe care iubești sau să te căsătorești cu cineva pe care îl urăști sau pe care o urăști. E greu asta, dar mai degrabă, știi, să fii prieten. Așa măcar mai comunici cu el, dar să te căsătorești cu ăla și tu să stai aici la televizor și ia acolo. Să fii pe insulă singur sau să fii pe insulă cu cineva pe care urăști. Cu cineva pe care urăsc, știi, în caz că mi-e foame, mai îmi dă el mâna lui, eu mâna mea, știi cum. Okay. Să fii o femeie masculină sau să fii un bărbat feminin, cum ar veni. Mai degrabă aș fi o femeie, dar decât să fiu gay așa, să merg cu pantaloni strânși pe mine, nu, băiatele, mai bine o femeie de aia care o subitate îți dă de aici, pleacă așa, știi? Asta nu știu ce înseamnă, STI, what a chestie. Să-ți împlinești cea mai mare dorință sau să rezolvi cel mai mare regret? Cred că cea mai mare dorință, că regretele nu merită. They ask you how you are, you just have to say
say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Să fii supererou sau vrăjitor? Supererou, frate, supererou. Să fii foarte frumos, dar foarte prost, sau să fii foarte urât, dar foarte deștept. Ca să fiu modest, o să spun pe asta a doua, dar păi n-am înțelege. Suntem pe YouTube și n-am. Să fii un copac care simte durerea sau un melc care nu moare niciodată. Pe ce era omul ăsta când le-o scris? Pe ciuperci alucinogene, pe ce era? Dacă aș fi un copac, aș vedea copiii cum se urcă pe mine, cum mă mulg, nu știu, un melc. Chit că aș avea o viață lungă și înceată, aș fi un melc. Să te întâlnești cu iubirea vieții tale care o să moară într-un an sau să nu o întâlnești niciodată. Bă, asta e ciudat, mă, e grea, fratele meu. Nu știu, aici trebuie să te pui la sentiment, aici cum ar veni, adică să știi că mai degrabă mori așa singur și trist. Sau să te doară mai tare, e too much. Să fii un membru din familia Kardashian sau un membru din familia Obama? Obama, frate, tipul ăla mă cai așa, dacă sunt cu aia cu fundul mare ce fac, așa Obama, e șmecher de treabă, știi cum e. Să trăiești fără muzică sau să trăiești fără TV? Fără TV, clar. Să-ți vină să faci treaba mare așa ca lumea, știi, ca să nu zic celălalt cuvânt, în timpul ceremoniei de căsătorie sau în timpul nopții, știi, după ce te-ai căsătorit. Ai, dă capul meu! Să-ți dai seama că o zi ai din viața ta când te măriți așa și tu și zici, poc, îți vine să te duci la bani. Nu știu, frate, cred că parcursul nopții, abar n-au. Să mori încet, dar nedureros, sau să mori așa repede, dar foarte dureros? Repede și dureros, știi? Adică măcar să simt 10 secunde așa de durere maximă, simt că mor și după să mor, știi? Dacă le iau de la sfârșit, că aceea sunt prea proaste, serios. Să lupți cu 100 de cai de mărimea unei rațe sau să lupți cu o rață de dimensiunea unui cal? Era pe ciuperci halucinogene, serios, nu? Dacă îmi dă aia o talpă de aia de aici un cioc așa când Iudita mai cal aici că nici nu încape, nu știu, cred că cu 100 de rații și-aș dau mai, știi, scăluți de ăștia, dar nu mă, câte de scăluți și drăguți, a? Pas. Ok. Să fii absolut toată viața treasă sau să adormi la absolvirea copiilor tăi? Hai, dă capul meu, să... Doamne, om, hați! Băi, decât să fiu eu obosit așa toată viața... E, mai bine, mai absolv, băi, dată nu e nicio problemă. Îi pun să filmeze, băi, și eu nu e nicio problemă, lasă, nu... Să strănuți tot timpul sau să sughiți tot timpul? Adică majoritatea timpului, de fapt tot timpul, nu? Să strănuți. E senzația faină când strănuți, știi? Așa dacă sughiți așa e nașpa, nu așa mai bine strănuți, știi? E fain, e, știi? Ai un nas curbat pentru tot restul vieții sau tuse după fiecare cuvânt? Nas curbat, frate, dar eu sunt bine la episod. Să pictați un perete cu fața sau cu genunchii? Cu genunchii, cred că cu fața n-am mai multe, știi, forme, relief și nu. Să dansezi gol pentru părinții tăi sau să danseze ei goi pentru tine? Doamne, ce... Cum poți să te gândești la așa ceva? E atât de mediocru și de stupid, Doamne, iartă-mă! Nu știu, aș dansa eu, adică, na, am fost bebelușul lor. Okay. Rabar n-am, nu știu, e... Tâmpită rău, abar n-am ce să mai zic. Să faci pipi de fiecare dată când te ridici sau treaba mare de fiecare dată când stai jos? Doamne, nu știu, cred că să fac pipi de așa, adică te mai abții, știi? Uite, hai că ne vedem. Uite, acum eu m-aș duce la baie normal, și m-aș duce la baie. Pentru pipi, da, uite, acum dacă m-aș așeza jos, aoleu, stai că ne vedem, că mă duc, am treaba mare de făcut, stai cu mine. Deci pipi, e normal. Bă, nu mai bătrâni, s-a terminat aici, asta e, sunt destule. Doamne, aștept să nu se închidă, bă, ne vedem data viitoare, nu uitați de un like, de un follow pe Instagram, dacă se închide aia. A fost un episod foarte tâmpit și nu știu, ne vedem, nu știu ce să vă mai zic. Lăsați în comentarii sugestii de alte episoade. Băi, e feroșu, bă, nu mai are materie deloc. Ne vedem în Iași, follow pe Instagram, like, nu știu, ne vedem peste 2-3 zile. Normal că m-a lăsat camera cât mă uitam și eu în telefon și da, aia, Doamne ajută, sunt cu voi, sunteți cu mine, aia. Băi, e grea rău, nu știu, prefer... Băi, e greu rău, dar prefer sfârcurile în loc de... Mi s-a blocat telefonul. M-a așteptat un pic. Să-ți vezi șoseteul, uite, frate, știi?
Doamne, te rog, ajută-mi. Oh, și-a revenit. Primul vers e cam retardat, e cam ca mine în general. Filistin stilizat abil, versul 2 ca cantabil. Flori, fete și băieți, paștele mătii de regret. Versul 4 e greuceanu, ca ciocanul unui torocianic. Ce mai zici tu, băi, gagicare? Vise triste și clipe strani.